Bună dragilor, bine ați venit sau ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, like-urile, comentariile, distribuirile, vizualizările, sunt total, total gratuite. Um, nu uitați, de altfel, să-mi lăsați în secțiunea comentarii ce parfum purtați voi astăzi. Eu acum când filmez este marți, voi face tot posibilul ca de obicei ca voi să vedeți acest videoclip tot astăzi undeva pe seară. Și cu toate că abia ieri acest individ, acest serpisor a intrat în viața mea, este nu știu, cred că voi dezvolta o obsesie în legătură cu uh, Musa Mam White intens de la la tafa. Așa arată sticluța, celebru șerpișor, nu știu ce are la tafa în ultimul timp cu șerpișorii, dar nu mai contează, contează <coughs> ce avem noi aici. <coughs> da, plagiez BD. Ei bine, ce avem noi aici? Dacă, oricum am căutat ieri în grupul meu de Facebook, Freg Family, Veți avea link în bara de descriere, atât pentru el, cât și pentru celelalte două conturi ale mele, și anume Instagram și TikTok. Ieri, când v-am făcut acel short, acea captură a zilei, v-am spus câteva cuvinte pe scurt în legătură cu acest parfum. Abia astăzi este prima purtare cum se cuvine. Vor mai urma cu siguranță și altele, însă multe dintre voi mi-ați scris și în privat chiar pe Instagram și m-ați întrebat ce părere am despre el. Ei bine, dacă sunteți în zona lui uh, Gri Arnel, uh, lui Cristal Noare de te de la Versace, dar totodată nu aveți nimic împotrivă și cu florile, nu aveți nimic împotriva florilor galbene, ei bine, Musamam White intens, este un safe blind buy, pentru că în opinia mea, așa miroase acest parfum, da? Din start, de la primul puf, de la prima pulverizare, nu a avut nimic din acel iz al casei la tafa, izul acela specific, iar ADN-ul său, aroma sa în sine, pe mine acolo mă duce. Este ca și cum ai face layering cu gris-arnel de la BDK, uh, cristal noir de la Versace EDT, dar adaugi și ceva flori galbene. Cam asta este părerea mea despre superbitatea aceasta. Dar cu siguranță voi face un videoclip în care va fi și el inclus. <coughs> mai am ceva comenzi pe drum. Ați văzut deja și ultima captură Dubai Collection cu patru din parfumurile gamei Rogue. Dar vedem cum ne organizăm videoclipurile să vorbim mai multe. Astăzi este un videoclip dedicat Haifa Perfumes. Și înainte să facem un unboxing, deoarece pentru că și fiindcă am trei parfumuri în variantă de 100 de mililitri și un micuț. Dar înainte și înainte de toate, în urma ultimului videoclip în care am pomenit eu de parfumurile celor de la Haifa, am fost contactată și am pus țara la cale. Și anume voi avea o colaborare cu cei de la Haifa Perfumes, însă un alt fel de colaborare. Dacă voi sunteți obișnuiți deja cu uh, colaborarea mea cu cei de la Dubai Collection, cu celebrul roș 25 pentru 5% discount. Ei bine, cu cei de la Haifa Perfumes. N-aș vrea nici să vă dau, adică vreau să fie o surpriză cât de cât sper eu, dar vreau să vă dau și câteva hinturi. Și anume, îmi voi îndeplini unul din cele mai mari vise, visuri ale mele. Da? Deci, în momentul de față, numai când vorbesc despre chestia asta, pur și simplu sunt mega emoționată, mega entuziasmată voi avea un alt fel de colaborare în sensul că va apărea pe piață ceva ceva al meu sub brandul Haifa Perfumes și acel ceva al meu va fi total unisex, da, să se bucure de el atât doamnele cât și domnii. Dar dar până la acel moment, deoarece noi lucrăm de zor, la, să zic note, hai să zic note și așa mai departe. Până în acel moment, până la acel moment, haideți să vorbim despre trei parfumuri. Și anume... Ok, îmi cer scuze, dar a sunat telefonul și curier. Bun, revenim la parfumurile cele trei parfumuri, pardon, patru parfumuri Haifa. Primul cu care voi începe se numește Ashmal. Aceasta este cutiuța în care vine el. Și am alergat pe scări, ca să știți de ce sunt un pic răvășită. Bun. Ia să vedem și sticluța. Oh, o sticlă foarte, foarte grea. Foarte grea. Aceasta este sticluța pe lux și pe opulență. Cu un capac de metal ce îl poți folosi cu ușurință pe post de armă albă, da? Foarte, foarte greu. Deci, Doamne ferește să pice acest capac pe degetul cel mic de la picior. Dar să vă spun notele pentru acest parfum. Așmal 100 de mililitri În vârf avem fructe roșii, portocală, bergamotă, în mijloc vanilie, șofran, lemn de santal, iar în bază vanilie, ambră și mos. Și să vedem cum miroase. Le voi pulveriza direct pe piele foarte, foarte fain atomizor. Ok. Genul acela de parfum fructat, gurmand, aș putea spune. Foarte, foarte sunt acele fructe extrem, extrem de suculente. Portocala și bergamota. Deci, în momentul deschiderii te izbesc acele fructe roșii suculente, dar acum își face apariția acel duo portocală bergamotă. Portocala aceea nu o resim neapărat ca și felia aceea cărnoasă de portocală și atât, ci mai degrabă resimt și izul acela de coajă de portocală, da? Este ca și cum ai o portocală întreagă, uh, nedecojită, pe care o tai în două cu cuțitul. Are un 20% ceva din adn erba pura și voi știți că eu detest erba pura. Însă, acest ajmal nu este, în opinia mea, erba pura 100%. Nu. Avem aici vanilie, dar nu vă gândiți la genul acela de vanilie exagerat de gurmandă. Da? Nu este ca și cum ai acea tartă de fructe da? pe blatul acela foarte, foarte pufos de vanilie. Nu. Este pur și simplu vanilia aceea ce te duce cu gândul la un parfum, nici de cum cu gândul la un desert sau la acel produs de patiserie. Șofranul nu este într-o cantitate wow, nu este nimic exagerat, nu este acel șofran care să te zăpăcească, să te năucească. Și da, ca de obicei, v-am mai arătat eu și în alte videoclipuri, cei de la Haifa au parfumuri cu o concentrație foarte, foarte mare de uleiuri. Din ceea ce am înțeles și de la ei, și din ceea ce am citit pe site, 30% concentrație de uleiuri. Și da, treaba asta se vede. În momentul de față. Pot spune că acest așmal, la o primă impresie, ar putea fi acel parfum total, total unisex, asta doar dacă uh, nu vă deranjează acel, uh, acea tentă, acea adiere de erba pura. Pentru că, în continuare, este mai degrabă, cum să vă zic eu, nu este un parfum inspirat 100%, nu pot spune că este o clonă de erba pura, categoric nu. Da? Deci, în opinia mea, în percepția mea, acest ajmal nu este clonă de erba pura. Nu este Supremacy Purple de la Afnan și așa mai departe, alte clone de erba pura. Nu. Aici ai, o pornești oarecum pe drumul de erba pura, însă la un moment dat se... este acel twist, da? Un fel de erba pura cu un twist, dar twistul acela este într-o proporție mult mai mare decât ADN-ul în sine de erba pură. Dar da, este pur și simplu acel fructat gurmand, da? În continuare se presimte ca și cum ai un coș imens de fructe, dar fructele acelea extrem de zemoase, delicioase, care pur și simplu îți lasă senzația aceea de apă în gură. Ai și ceva vanilie, și ai și o mică, mică atingere de șofran. În opinia mea, la o primă impresie, automat toate voi abuza de ele și voi reveni cu păreri, le voi include în topuri, liste și așa mai departe, le voi face și recenzii, însă pentru o primă impresie, Așmal este acel parfum all season, da? e acel parfum vesel. Mi se pare un parfum izirici, nu e genul de parfum ce îți impune o anume ținută sau o anume situație pentru a putea să-l porți, nu. Este pur și simplu, ai pur și simplu acel platou de fructe vesele, zemoase și suculente într-o sticluță, da? Cam asta este prima impresie pentru, pentru acest parfum și da. O să vă inserez ca de obicei, însă, pe site-ul celor de la Haifa găsiți și lista cu magazinele fizice. Pentru că, în opinia mea, din nou merită măcar să testați acest ajmal. Este foarte, foarte vesel, dar totodată genul acela de uh, parfum, nu știu... Eu am spus că este old season, însă mă duce cu gândul la veselie, la plimbările acelea de primăvară, vară, nu știu. Așa îl percep în momentul de față. Următorul parfum despre care pe care abia aștept să-l testez pentru că l-am văzut la Coco de la Simțuri Ascuțite o să vă las pe aici pe undeva videoclipuri, dar uh, veți găsi link și în bara de descrieri. Dar nu în ultimul rând și Alexandra, Alexandra mea, are acest parfum. Și am zis nu trebuie neapărat, mai ales că notele... Bun, Nujom al Lail White se numește acest parfum. Aceasta este cutia în care vine el. Iar eu arz de nerăbdare să testez acest parfum. Pentru că din ceea ce am înțeles atât de la Coco, cât și de la Alexandra, s-ar părea că acest parfum este fix pe alea mea. Da. Da. Și sticluța îmi place. Este o sticluță elegantă. Are tăbliță pare a fi din metal, iar aici este simplă, foarte faină. Bine, știu, pentru multe dintre dumneavoastră s-ar putea ca acest auriu să fie tumaci. Însă, camera, m, parcă m-ar ajuta de data aceasta, nu este auriul acela chicios, da? Este oarecum la... în limitele legale. Bun, acest parfum vine în variantă de 100 de ml, iar în vârf avem balsam egiptean, grapefruit și trandafir de taif, în mijloc caprifoi, vanilie, note fructate și mosc, iar în bază mosc, rășini și ambră. Iar eu mor să miros acest parfum. Da. Îmi plac foarte, foarte mult atomizoarele celor de la Haifa. Da, da, da. Din start, la un prim nas, mă duce extrem de mult, dar extrem de mult către zona lui Blanca de la Swiss Arabian. Iar eu ador acel parfum, deci pur și simplu îl ador. Vai de viața mea! Da, da, acolo. De acolo, e, e, din filmul acela. La un prim nas aș putea spune că e un 90% chiar Casa Blanca de la Swiss Arabian. Este acel parfum gurmand. Vai, cât de fain să așează. Vai! Trandafirul, chiar dacă ei îl listează în vârf, îi spun balsam egiptean, grefruit și trandafir de taif. Eu nu resimt niciun trandafir copleșitor. Nu, sub nicio formă, nu. Caprifoi, vanilie, note fructate și mosc. Da, aici pot spune că resimt un iz de tot, un iz de tot, un iz fiind de tot de caprifoi, lucru care nu-mi displace, dar mă duce din ce în ce mai mult în zona lui Casablanca de la Rebien. Este acea plăcințică pentru mine. Aș putea spune totuși că, din nou, aceasta este prima impresie, vedem pe parcurs ce și cum, nu este totuși atât de dulce lipicios, atât, nu este dulcele acela copleșitor ce îl întâlnim în Casa Blanca. Da? Dacă cunoașteți, dacă aveți sau dacă ați testat Casa Blanca și vi s-a părut că este extrem de copleșitor, este acel dulce lipicios, dacă testați Nujom al Lail, clar va fi pe pătrățica dumneavoastră este fix Casa Blanca în momentul de față, însă nu este dulcele acela extreme, extrem de copleșitor. În momentul de față, pentru o primă impresie, este genul de parfum care eu cu siguranță, pe care eu cu siguranță l-aș purta și vara, da? seara. Seara pentru că totuși avem acea vanilie gurmandă, avem acele, ei spun, note fructate. Însă eu personal resimt o pară, nu știu de ce, mă duce cu gândul la pară, da? Ori creierul meu deja a făcut conexiunea, deja îmi spune similitud din Casa Blanca egal pară, măr. Iar moscul de aici este genul acela de mosc extrem de pufos, din nou, eu personal um, vizualizez acea vată de zahăr imensă, pufoasă și dulce. Nu are absolut nimic idol, nu are absolut nimic middle eastern, lucru care am uitat să-l specific și la ajmal. La ajmal este aceeași poveste, da, se așează foarte fain. Acum ajmal are și o ușoară tentă răcoritoare, habar n-am de unde, dar revenim la fiecare în parte. Da, Nu -jomal la il este um, acea casa blanca în tinerețe ușor mai domolită, da? Ușor, ușor mai domolită, strict pe partea aceasta de dulceață, da? Nu este aceeași dulceață copleșitoare însă este fix același, același ADN. Același ADN. Dacă iubiți Casa Blanca, se merită și un uh, blind buy pentru acest parfum. Cu siguranță, da? Dacă nu, mergeți să-l testați. Dar foarte fain. Deci, încă o dată, să rămână Coco, să rămână Alexandra. Este superb și clar, este genul acela de parfum pentru mine. Chiar dacă eu sunt un pic mai nebună, da? pentru că mie îmi plac și cele puternice cu tutun, cu nebunii, dar și cele girly, dar nu în ultimul rând și cele gurmande. Iar acesta foarte fain. Îl mai lăsăm puțin să vedem cum se așează și trecem la un parfum cu multe note. Vă zic din start, are foarte, foarte multe note dar toate, excepție făcând una singură de care mie personal îmi este teamă, deoarece pielea mea nu prea are chimie cu acea notă, dar vorbim despre Maani de la Haifa Perfumes. Aceasta este cutiuța în care vine el. La fel, îl puteți găsi în varianta de 100 de mililitri. scuzați signore. Și sticluța mi s-a părut pe site mega faină. Și da, e genul acela de sticluță pinteristică, cum îi spun eu. Foarte faină, mi se pare mie. Foarte, foarte faină. Foarte, nu știu, așa, prințesistică, elegantă. Ar părea chiar și o sticlă de parfum pentru o mireasă, de ce nu? Dar notele sunt multe note de vârf, licii, fructe de pădure, roșii, pepene galben, coacăze negre, ananas și casia, adică scorțișoară chinezească. În mijloc, magnolie, stânjenel, frezie, busuioc, iasomie, heliotrop, trandafir, flor de migdal, chimion, aceasta fiind nota de care mie mi este oarecum teamă iar în bază lem de santal, ambră, paciuli, mosc, caramel, vetiver și vanilie. Da, de mult e una, cel puțin nu am mai uh, întâlnit un parfum cu atât de multe note. Uh, în general, parfumurile cu multe note sunt din categoria de designer și oarecum cele o idee mai vechi, ca să mă exprim așa. Dar, înainte de toate, Spălăm puțin nasul, deoarece sunt mega puternice, atât așmal cât și nujom al... nujom al lail white. Bun, să vedem ce ne spune nouă mani. Ia să vedem. Da, același atomizor, foarte fain. Doamne Dumnezeule! Deci... Doamne Dumnezeule! Foarte de mine! Stați un pic să mă adun. Nu are absolut nimic, nimic Middle Easter. Nota aceea de Chimion, văd că momentan nu mă deranjează cu absolut nimic. Doamne, cât e de fain! Este pur și simplu acel parfum pentru o șeică, acel parfum pentru cea mai frumoasă femeie middle eastern. Pur și simplu ai în fața ochilor o femeie superbă cu machiajul acela foarte pronunțat la ochi, purtând fix așa acel hijab, adică acoperământul, da? Piesa aceea vestimentară ce acoperă capul, un hijab alb și multe, multe bijuterii discrete și finuțe din aur galben, da? Vai cum e! E genul acela de aromă pur și simplu îmbătătoare, da? Deci este extrem, extrem de puternic. Dar totodată din nou vă spun, bine, nici notele nu ne spun ceva de genul. Nu are absolut deloc nimic Middle Eastern în el, dar nimic, nimic. Este acel floral fructat rafinat. Nu-ți șoptește, nu țipă, -ți pur și simplu urlă a eleganță. Este un parfum extrem de elegant. Din nou, este un parfum um, ce poate fi purtat cu succes în orice sezon. Și este extrem, extrem de bine blenduit. Da? Este acel parfum la care eu nu pot spune acum resimt, da, Licii, pe Negal, Ben, ce au mai zis ei? Coacăze negre, ananas, casia și așa mai departe Este foarte bine echilibrat, nu este nimic prea mult, nu este nimic prea ascuțit Niciuna din note nu caută să iasă în față, toate sunt la o, acea linie de plutire Acum să spun că parcă ar ieși mai mult în evidență partea aceea florală și vorbesc aici de frezie, um, magnolie stânjenel, da? Parcă, parcă aceste trei note le-aș culege în momentul de față. Doamne, cât e de fain! Deci, nu, nu. <gântu -i> La acesta, alergați și testați-l, da? Nu mergeți liniștite să-l testați. Nu amânați să testați acest parfum. Nu, categoric nu. Nu pot spune că ananasul este unul foarte proeminent sau că m-ar duce în zona lui Crid Adventus sau ceva genis bărbătesc masculin, da? Nu. Nici ananasul, nici licii, nota de licii nu este izul acela ascuțit sub nicio formă, nu? Nu. Este genul acela de aromă de Poveste din Orientul Mijlociu, da? Și când spun Orientul Mijlociu, din nou, nu are absolut nimic, niciun de listăr, însă atât sticluța în sine, nu știu, de fapt, cum arată sticluța, cam așa este și parfumul. Este elegant, uh, nimic prea mult, dar totodată este foarte, foarte categoric. Va fi genul acela de parfum Beast Mode? Are și ceva fin de tot cremos, are și ceva fin de tot pudrat. Și clar, categoric, e genul acela de parfum cu aromă de designer. E genul acela de aromă mainstream. Foarte fain. Nu, n-aș fi crezut. Din nou, pe pepenele galben... Um, nu se simte în sine, nu este aceeași senzație ca și cum acum mai tăiat o felie dintr-un pepene galben, ci mai degrabă îi dă o, o dulceață, da? dulceața aceea din pepenele galben. Iar treaba aceasta cu fructe de pădure roșii și coacăze negre, am impresia Că echilibrează balanța, da? Nu lasă acest parfum să fie la fel de dulce-gourmand precum nujom al il White, dar um, nu-l duce nici în zona lui ajmal Și acesta este ținut pe loc, nu lasă să ducă în zona lui Așmal partea aceea florală din el, da? Voi, cât e de fain! Nu, nu, deci este țuț, da? Deci este... Îl mai lăsăm puțin să se așeze, revenim și către el. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, vine în această sticluță cu logo-ul brandului. Iar aici scrie undeva în lateral Romance Rasasi. Și sinceră să fiu, deoarece acesta a venit fix așa, fără ambalaj, fără nimic, azi noapte nu a mai rezistat și l-am pulverizat. Și acest parfum mă duce... Da... Mă duce oarecum în zona lui Trezor de la Lancome, Însă totodată resimt și ceva caprifoi. Am tot căutat pe site acest parfum însă nu am găsit să, să vă pot spune, să îmi notez notele, să vi le pot spune Însă da, categoric este acel parfum oarecum în zona lui Trezor de la Lancome însă cu un twist da? Mie personal, trezor de la Lancome nu prea mă dă pe spate. Mami l-a purtat o perioadă și nu știu, pentru mine este oarecum matur. Eu îl percep ca fiind un parfum matur. Însă, acest romans, rasisi, rasasi, habar n-am ce scrie aici, este ca și cum mai lua ADN-ul lui Trezor de la Lancome, îi adaug și ceva caprifoi, îi adaug și ceva flori de tei, dar sunt acele flori de tei extrem de realist redate. Și totodată mai este ceva aici ce îi dă un ușor aer răcoritor, dacă are sens. Este ceva ce nu lasă să pice nici în latura uh, matură latura matură, exact cum v-am spus în opinia mea, Trezor este un parfum oarecum matur pentru mine și pentru gusturile mele. Însă, aici în afară de acel caprifoi, acele flori de tei, avem un ceva, o notă, care îi dă, nu știu, ca și cum iei o, e acea briză de aer, da? iei o gură de aer proaspătă. Cam asta se întâmplă în acest parfum. Bun. Acum, Recapitularea finală. Doamne! Da, recapitularea finală. Așmar. Nu știu de ce îmi dă la nas ca și cum ai un platou cu ceva ananas, cu ceva mango și cu ceva pepene roșu, în momentul de față. Peste care presar niște zahăr. Da? Cam asta înseamnă așmal în momentul de, de față, da? În opinia mea, cel puțin chimia care o face pe pielea mea, în momentul de față, aș putea spune că este un 10% erba pura, da? Iar 90% este un parfum de sine stătător. Este gurmandul acela fructat, da? Ai multe, multe, multe fructe, dar, după cum v-am spus, în momentul de față. Acestea trei sunt vedetele cu ceva zahăr presărat peste. Tin să cred că acest parfum, în afară de a fi purtat de sine stătător, este un parfum demn de foarte multe variante de layering. Foarte multe! Dar da. Și acum în uscare, îl percep ca fiind un parfum oarecum unisex. Da? Dacă sunteți domni și dacă nu vă feriți de parfumurile acelea cu ceva fructe sau cu ceva fructe cu zahăr, s-ar putea ca pe dumneavoastră nu știu, să nu se resimtă izul acela de zahăr sau să nu se resimtă fix aceste trei fructe în rolul principal s-ar putea să fie un parfum perfect pentru domni, de exemplu în zilele caniculare. Da? Dacă v-ați săturat de parfumurile acelea albastre, s-ar putea ca așmal să fie ceea ce aveți dumneavoastră nevoie. Dar cu siguranță merită măcar să-l testați. Da? Măcar să-l testați. Revenim la Nujom Al Lail White. Casa Blanca, însă, în momentul de față, este o casă blanca lângă care ai pus o cupă mare de înghețată de vanilie. Nu mă întrebați de ce, da? Dar așa le resimt. Doamne, cât e de fain! Bine, eu personal iubesc Casa Blanca pentru mine nu este uh, prea dulce lipicios, nu este prea dulce copleșitor, nu, nu mă leșină nimic de la el, din contră îl iubesc. Însă, din nou vă spun, acest parfum, dacă ar fi să-l cataloghez, ar fi acel uh, flanker de vară, da? în opinia mea, eu una personal, așa îl percep, are acel iz de înghețată cu vanilie, da? Deci îl ador categoric! Dar foarte fain! Foarte, foarte fain! Din nou, dacă iubiți Casa Blanca la fel ca mine, acesta este un safe blind buy. Oricum, în bara de descriere am să vă las link pentru absolut toate parfumurile și tot ce aveți nevoie. Însă, dacă din nou, poate exact cum v-am spus și mai înainte dacă vă place Casa Blanca, însă vi se pare că devine prea copleșitor, din nou, s-ar putea ca acesta să fie fix ceea ce aveți nevoie. Dar cel mai bine, din nou, mergeți și testați-l. Următorul, revenim la Maani. Doamne, nici. Nu, este bombiță. Deci mă din start. Eu nu înțeleg de ce nu se vorbește mai mult despre acest parfum. Este pur și simplu bijuterie. Jur este bijuterie. Este atât de bine echilibrat și în momentul de față, deci nu pot pune. Aș putea spune totuși, totuși, Că în toată chestia asta, în toată combinația asta de flori, fructe, ceva cremos, ceva pudrat, este acolo o frezie? Da? Care uh, își face simțită prezența o idee mai mult. Chestie care pe mine nu face decât să mă bucure deoarece am tot căutat parfumuri cu o frezie acolo? da, Să fie acea frezie. Dar da, nimic, 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 oricum, la niciunul, hai sper să nu fac vreo boacănă, dar nu fac. Hai că am reușit. La niciunul dintre acești patru indivizi nu veți găsi uh, is Middle Eastern, uh, is Benzinos sau ce mai doriți, dumneavoastră, da? Nu este nimic din zona Middle Eastern aici. Nu, categoric nu. Dar. Nu. Nu. Deci, Alexandra, știu că mă vezi. Ial. Ial, ial, ial. De trei ori, ial. Bun. Revenim la um, romans Rasisi, Rasasi, nu știu de ce, ori datorită brandului Rasasi, cu toate că aici scrie Rasisi. Da? Da, da, în momentul de față pe piele. Eu azi noapte când nu am mai rezistat și am cedat tentației și l-am pufăit, l-am pufăit pe un blotter, nu pe piele. Dar în momentul de față resimt foarte, foarte mult aroma florilor de tei. Da? Deci e pur și simplu cartierul meu din copilărie în Colentina, inima străzii, unde erau tei înfloriți. Este fix acea aromă de acolo. Tei înfloriți și ceva, dar nu este mierea aceea animalică. Este ca și cum pui o singură picătură de miere. Da? Asta are simt în momentul de față. Dar foarte fain. E, cred că va fi parfumul meu de stare. Cu siguranță acesta intră în categoria parfumurilor de stare. Foarte fain. Deci nu... Sinceră să fiu, dacă... Stați un pic, că nasul meu oricum e praf. În momentul de față, deoarece v-am mai spus și mi-ați mai lăsat și mie și în comentarii și mi-ați scris și în privat că, într-adevăr, parfumurile Haifa sunt extrem de puternice. Acum, ajmal, deci nu mă pot opri să nu, vi le, să nu vă mai vorbesc despre ele. Ajmal, în momentul de față, culmea, mă duce către o înghețată de fructe. Dar nu pot spune că. Nu știu, nu știu ce fructe resimt. Nu. În momentul de față am ajuns la aceeași linie cu toate fructele, da? Niciuna nu mi iese mai mult în evidență. Însă, are un aer ușor, ușor rece. De asta spun, mă duce cu gândul la o înghețată de fructe și cu siguranță nu este ceva prea mult pentru vreme caldă. Foarte fain! Foarte, foarte fain! Măcar mergeți și testațiile. Eu voi abuza în continuare de ele și urmează, cum v-am obișnuit, să revin cu recenzie, liste, topuri, variante de layering și așa mai departe. Deoarece de data asta, nu știu, parcă acestea îmi plac mult mai mult decât tot ceea ce am până acum de la Haifa. Pur și simplu parcă acestea sunt altceva. Da, altceva. Bun, vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Vă aștept cu drag în secțiunea comentarii, mai ales dacă aveți vreunul din nou le voi lua, din nou sper să nu le scap. Mai ales dacă aveți vreunul din aceste patru parfumuri, dacă l-aveți, dacă le-ați testat, spuneți-mi și mie ce experiențe aveți dumneavoastră cu ele, pentru că da, suntem diferiți, fiecare le percepem diferit, iar performanțele sunt diferite de la individ la individ. Și nu în ultimul rând, da, eu și părul meu și pe ziua de azi, nu în ultimul rând, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți viziona acest videoclip. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și mega mega parfumate. V-am pupat.